Cristi, umilință. Umilință n-a fost, că dacă e după jocul din teren, eu cred că diferența s-a făcut la acel penalti din prima repriză. Eu nu știu cum este regulamentul, dacă îți lovește o parte a corpului și după aceea mână, este clar că nu este penalti pentru ei. Și dacă e să discutăm despre arbitraj, că până la urmă arbitru a făcut diferența, cel puțin în prima repriză. După aceea au fost niște greșeli personale ale noastre. Ca și joc, eu zic că am fost undeva la egalitate, ca și joc, ca și șanse. Noi am avut ocazia pe Mitriță, dacă marcam, probabil alta era situația. Diferența s-a făcut că a fost un offside clar la Băluță, la primul gol, și după aceea un penalti inventat. Noi am avut cu Faro, am avut penalti clar, nu ni s-a dat. Deci arbitrii fac diferența acum și acum nu se mai face pe teren, se face în camera VAR. Scorul cam drastic? Scorul, da. Bine, după 2-0 era foarte greu să mai revenim în situația în care noi speram la o victorie ca să ne agățăm, să ne batem la campionat. Dar mai e vreo șansă? Nu. Nu se știe niciodată, depinde. Eu cred că băieții trebuie să se liniștească puțin acum și ei sunt demoralizați și să muncească mai mult. Acum meciul cu Sepsi e decisiv. Dacă vom câștiga la Sfântul Gheorghe, atunci lucrurile se vor îndrepta. Crezi că e în pericol și play-off-ul? În momentul de față, da. În momentul de față, din fericire pentru noi și celelalte echipe care erau în spate au pierdut și vom vedea. FCSB-ul mai poate fi prinsă? Da, de ce nu? Poate fi prinsă. V-a impresionat FCSB-ul astăzi? Pe mine nu. Au făcut diferența un Olaru care, în opinia mea, între cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun jucător acum, la mijlocul terenului din campionat, el a făcut diferența. Și arbitrajul. Arbitrajul pe care l-a contestat domnul Crăciunescu, că ne-a dat nou un haut acum 3 ani cu FCSB. Echipă FCSB-ul? Anul ăsta da. Anul ăsta da. Anul ăsta... Nu le scapă nimic. Crezi că au niciun detalii. Crezi că au șansa după foarte mulți ani să câștige și ei campionatul? Vom vedea. Situația, vom discuta despre campionat în momentul în care vom vedea primele 6 echipe din play-off și diferența de puncte. Pentru că dacă sunt 6 puncte, diferența nu e mare. Gândiți-vă că noi ne-am bătut la campionat cu 6 sau 7 puncte, nu mi-aduc bine aminte, cu CFR-ul. Și am fost... la 60 de minute ca să câștigăm campionatul. Nu, și CFR-ul are echipă bună, și Rapidul are echipă bună. Vedem. Mersi, Cristi.